De pe data de 31 decembrie 2008, România, ca stat membru UE, a început să emită pașapoarte electronice. De asemenea, din luna februarie 2010, se pot depune documente, respectiv obține pașapoarte simple electronice sau temporare și la misiunile diplomatice ale României în străinătate. În județul Suceava, sistemul de emitere a noilor tipuri de pașapoarte a fost introdus pe 23 noiembrie 2009. De atunci, prin ghișeele serviciului și la punctul de lucru mobil din Rădăuți, s-au primit și soluționat 97.921 de cereri pentru pașapoarte simple electronice și 87.913 cereri pentru pașapoarte simple temporare. De asemenea, s-au verificat și aprobat 25.942 de cereri de eliberare a pașapoartelor simple electronice depuse la misiunile diplomatice ale României din străinătate. Valabilitatea pașaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, valabilitatea este de 3 ani. Termenul de eliberare este de 14 zile calendaristice, taxele fiind 283 de lei pentru pașapoartele cu valabilitate 5 ani, respectiv 258 de lei pentru cele cu valabilitate 3 ani. Persoanele care trebuie să călătorească urgent în străinătate pot depune concomitent sau separat cerere pentru eliberarea unui pașaport simplu temporar. Valabilitatea acestui document este de 12 luni, termenul de eliberare fiind între 2 ore și 3 zile lucrătoare, taxele însumând 218 lei.